Deci, astăzi vorbim despre un element strategic despre care noi trebuie să ținem cont tot timpul pe parcursul unei partide. Zic. Am dat seama pe cineva. Bun. Deci, și este vorba de... Gata, sărutul morții, am înțeles. Ai dat la cineva sărutul morții. Este vorba de spațiu. Deci, încă o dată, noi am mai vorbit în lecția anterioară despre valoarea armatelor, valoarea cantitativă. E bine tot timpul să ai armata mai mare decât a adversarului. De asemenea, este bine să fii rapid dezvoltat față de adversar, mai bine, dar este al treilea element despre care trebuie neapărat să ținem cont pe parcursul unei partide. Bună ziua! Bună ziua! Veniți tot, deja suntem noi veniți, da. Prima dată. Ia loc, da. Știm să mutăm piesele? Nu știm să mutăm piesele, nu? Da. Sau știm? Știm un pic, da? Hai să facem cunoștință, din nou, ca să dai mâna cu mine. Pe mine mă cheamă Costi, pe tine? Este, este. Sunt coleg cu mare de clasă. Bun, foarte bine. Ia loc acolo. Și veniți la 5 eventual, dacă îi place, da? Să urmă nu scriu, da? Bun. Da, da. Deci... Gata. Gata. Gata, liștine. Și curaj. Da, da. Hai că pe urmă jucăm împreună, văd în ce stadiu ei. Ei doi... Rareș. Bun. Deci vorbim despre spațiu. Spațiu este un element strategic care este important pe tot parcursul unei partide. Și el, practic, definiția spațiului este faptul că armata ta are mult mai mult la dispoziție câmpuri decât armata adversă pe toată tabla de șah. Deci câte câmpuri are o tablă de șah, Daniele? 64. 32 cu 32. Da? Deci asta e țara albului. Așa, jumatea asta și jumatea cealaltă e țara negru. Spațiu înseamnă că pur și simplu piesele tale au la dispoziție mai multe câmpuri decât armata adversă. De exemplu, încep cu această poziție foarte exemplificativă, în care armatele sunt egale, dar albul are un spațiu mult, mult mai mare decât... Nu, fii atent aici, vorbim strict de spațiu aici. Deci, uitați-vă, de exemplu, la acest lanț de pioni. Pionul C4, pionul D5, E6, F5. Acest D5, E6, F5 deja a intrat în țara adversarului, da? Și uitați-vă, săgețile verzi ne arată nouă ce câmpuri controlează în țara adversarului. De asemenea, și dama asta controlează câte câmpuri în țara adversarului? Câmpul ăsta, ăsta și ăsta. Deci 3 câmpuri. Da. Plus 4, 5. Da? Pionul ăsta controlează aici, pionul ăsta controlează aici și aici. Pe când dacă ne uităm la piesele negre, o singură piesă neagră controlează un câmp în țara albului. Doar calul acesta controlează câmpul B4. În rest nimic. Da? Deci calul acesta poate să sară eventual la B4, să intre în țara albului, da? În rest, absolut nimic, nicio altă piesă neagră nu controlează niciun câmp în țara albului. Asta înseamnă că piesele albe se pot învârti și pe o parte și pe alta cu o rapiditate și o mobilitate crescută, pe când piesele negre sunt practic închise aici. Și încă o dată, deși armatele sunt egale, albul câștigă relativ ușor împingând acest pion în față. Da. Și dând drumul și la această baterie turn-turn. Păi așa se cheamă, baterie turn-turn. Pentru că cele două turnuri vor fi pe o coloană semideschisă, da? Și atunci ele vor intra cu o forță nemaipomenită în luptă. Aici, dacă efectiv te gândești, mamă, ce vrea să-mi facă albul? Vrea să-mi bată. Deci,
de exemplu, dacă tu și eu, să zicem, nebun pe 7, îți bate și după ce bate cu turnul, îți dă un șah și ți-a dat un mat. Mate. Baba, salut. Da? Și atunci tu neapărat negru se gândește, dar dacă bat eu? Păi degeaba bați tu, pentru că încă o dată bate cu turnul și iar ameninți turnea pe G7. Iar când împingi G6, poți să-ți bat cu turnul, de fapt nu că pot, asta e cea mai tare mutare. Turnea pe G6, H-ac pe G6, turnea pe G6, șah, da? Și ești mat. Ești mat? Da. Pentru că încă o dată nu poți să vii la F7, acel câmp de la F7 fiind controlat de pionul de la E6. De fapt, în partidă, ca să vedeți ce înseamnă, negru este așa de disperat aici, încât a zis, hai barem să-ți bat cu nebunul aici. Să știți că poți să bat și nebunul, nu? Da. În fond, câștig două puncte, da? Nu vă condamn dacă bateți, dar tot timpul când vedeți o mutare mai bună, vă uitați după alta și mai bună și, de fapt, albul face praf aici, după. Pentru că ne uităm prima dată după șapte, da? Turnea pe G7, da? Și n-ai ce juca. Rege H8, marț. Da? Pot să dau și cu turnul. Că mai am un turn aici, nu? Deci am văzut acest prim exemplu, foarte exemplificativ la o adică, ce înseamnă lipsa spațiului, când o armată este foarte... Să știi că... Marius nu vine astăzi, a zis să faceți cu mine, da? Și eventual, dacă aveți caiet, să vă scrieți partidele. Dacă nu aveți caiet, vă dau eu. Să știți. Eu, să mă uit și eu acasă eu. Pe ele. Așa. Bun. Dar nu vin eu. Un alt exemplu, început de partidă, lecția pe care o fac Andreea cu cei mici, se cheamă spate. Dacă te interesează, te uiți și tu, da? Un alt exemplu este acest început de partidă în care negru a omis un lucru foarte important în dezvoltarea lui. Care este acela? Lupta pentru centru. Corect, da? Deci v-am spus, în momentul când sunteți în faza de deschidere, aveți trei principii de urmat tot timpul. Lupta pentru centru, scoaterea rapidă a pieselor ușoare afară. Rareș, care sunt piesele ușoare? Iho! Care sunt cai. Doi cai și ăia care merg doi așa. Pui. Doi nebuni. Ca nebuni merg. Da? Bun. Și punerea regelui la adăpost. Deci acestea trei principii sunt. Lupta pentru centru, scoaterea pieselor ușoare afară și punerea regelui la adăpost, dar în această poziție, negru ce-a făcut? N-a luptat deloc pentru centru. Al cui este centru? Al albului, da? Și observăm aici cum albul are așa zisul plug de zăpadă, format din pionii E4 și D4, care în acest caz se pot rostogoli în față. Peste piesele ușoare negre, adică peste cei doi cai. Ca să înțelegeți un lucru și să țineți minte, în lupta pentru centru tot timpul este bine să angrenați pioni. Dacă vreți să luptați cu centru fără pion, nu puteți lupta decât cu piesele ușoare de la distanță, da? Dar asta e, în stadiul în care sunteți dumneavoastră, trebuie neapărat să angrenați pion. Pentru că aici albul fiind la mutare, pur și simplu împinge E5. Și dintr-o dată, acel cal nu ai unde să îl muți bine. Sincer, n-ai decât să îl muți la H7. La G8 e stupid, la H5 de ce e stupid, Rareș? Cum pune lăbuța albul pe el? Nu, poate să-l atace simplu cu G4. Unde se mai duce calul? Da. Bibi. Dacă se duce calul în locul pionului la G4, cum pui lăbuța pe el? Iar îl atași cu o piesă. Care e o piesă mai puțin valoroasă decât calul? Pion. Cu ce pion poți să-l atași? Pionul cel de muncă. Ăsta, nu? Da. Ce câmp e? E câmpul...
Hoțomanule, zice câmpie. H? Doi. H? Doi, așa te văd. Deci ești H3 și ai pus slăbuța pe el. În D5 merge? Nu. Nu merge, că ți-l bate ori nebun, ori cal. În G8 merge? Nu prea merge, că e stupidă chestia asta. Deci când joci G8, te joc damă B3, să-ți dau mat la F7 și când joci damă E7, mă arunc peste tine. Și te invadezi, brrrrrrrr, da? Deci, dar și la H7, de asemenea, dacă pui calculatorul aici, spune că este poziția aproape compromisă pentru negru. De ce? Pentru că poți să vin și cu ăsta. Deci observați cum un plug de zăpadă se răstogălește peste piesele negre, care, fiind mai valoroase decât pionii din plugul de zăpadă, trebuie să fugă. Bă, cal de 8, dacă îți împing și de 6, ăsta mai iese la toamnă. Dacă nu mai iese ăsta, nu poți să faci rocadă. Da? Nu poți dacă nu iese. Da? Bun. Dar acum fiți atenți, ca o curiozitate așa. Deci asta este ideea principală. Un plug de zăpadă care nu are pioni advers și în față să-l oprească, se poate răstogoli peste piesele tale. Dar încă o dată, ce spunea Emanuel Lascăr? Dacă vezi o mutare bună, uită-te după alta și mai bună. Nu cumva asta e mai bun? Deci atac de două ori pionul de la F7, da? Ești de acord cu mine? Da. Și cum îl apăs? Trebuie să-l bat și când îți bat cu pionul trebuie să fugi pe acest cal, nu? Da. Să zicem că fugi la H7. Zim, fă-mi un atac bubur de damă. Un atac dublu de damă, Daniele, care să atace pionul ăsta și turnul ăsta, care e neapărat. A. Damă de 5. Corect, damă de 5. Și ori îți dau mat la P7, că asta e cea mai mare amenințare. Nu că pierzi turnul. Deci, încă o dată, aici, ca să nu iei mat, trebuie să joci damă E7, dar ți-am luat un turn degeaba. Da? Bun. Bun, haideți acum să vedem și cum ne luptăm împotriva unui plug de zăpadă. Aici, negru la mutare, e dintr-o siciliană, un fel de combinată de dragon, și albul, dacă ar fi la mutare, evident că ți-ar împinge. Cum oprești, cum zic? E5, ăsta e E5, sau D5, vrei să spun. Ăsta ar joci. Deci angrenezi și tu pionii tăi în lupta pentru centru. Asta este mutarea corectă a negrului aici. D7, D5. Dacă fugi cu nebunul, îți bat și ți-am stricat bunăciune de plug și după aceea joc cal pe 5 și am un joc lejer. Iar dacă îmi bați tu prima dată, cu ce bați rară și aici? Cu pionul. Pionul, cu dama sau cu calul? Foarte bine! Dar de ce te-a dus gândirea ta la asemenea alegere? Dacă poate și ia nebunul, nebunul și cu calul. Și eliberezi și diagonala nebunului din C8, da? Care poate să intre. Bravo, Rare, și ești un viitor geme. Știi ce e geme? În engleză, prescurtare de la Grand Master. Mono. Bun. Asta este dintr-o partidă celebră a lui Capablanca. Acum trecem la mici teste pentru dumneavoastră. Capablanca este la alb, nu mai țin minte cine era la negru, Winter sau Capablanca. Spuneți-mi, albul fiind la mutare, cum obține mai mult spațiu aici? Ce ați mutat cu albul aici? B6. Că asta e coloana barbă. Da? Deci foarte bine, B6. Efectiv, îți aruncă dama pe ultima linie, aceste două turnuri sunt cam pateuți aici și nu pot să intre în lupta pentru coloana A. Da? Deci dama asta trebuie să se retragă în spate. Dacă o curiozitate așa, deci încă o dată, în momentul când dama se retrage în spate,
Turnurile astea nu vor putea să lupte la timp pentru singura coloană deschisă de pe tablă. Care e coloana deschisă de pe tablă, Daniel? Aurul, da? Ce înseamnă coloană deschisă? Coloana pe care nu avem nicio piesă, piesă sau pion? Pion. Deci ele se pot da la o parte. Deci coloanele deschise sunt coloanele pe care nu există pion, nici alb, nici negru. Piese pot să existe, că piesele, dacă le ataci, de exemplu, cu altă piesă de atas sau cu un pion lateral, aia fuge și coloana este deschisă. Dar, încă o dată, negru va trebui să-și retragă dama înapoi. Dar acum, rare și referitor la lecția trecută, dar dacă eu cu negru n-am chef și joc turna 8, tu mi-ai dama, eu ți-o dama. Da. Zi, referitor la lecția trecută, ce joci cu albul aici? Jucăm piese disperate. Așa, așa. Care știi că o pierzi, fă o torpilă. Da. Deci, pe zi. Zi, Daniel. Dama ia pe 8, pur și simplu. Și după turna pe 8, tu mi-o dama înapoi și te-am pupat cu portofel că ți-am luat o tură de geamă. Da? Deci, observați, acest B6 efectiv o să forțeze pe negru să-și retragă dama înapoi. Și după încă vreo 15 mutări, poziția devine așa. Nu vreau să vă arăt toate astea, pentru că suntem mici, suntem copilași mici și o să facem partida asta când veți trece la grupa a doua. Și aici, observați încă o dată lipsa mare de tot de spațiu a negrului, da? Eu am deja 4 piese, 2 pioni și un tur și un cal în țara ta, am în stăpânire profundă, ca să spun așa, coloana A și aș vrea să, ca acest purcușor de pe linia 7 să aibă o linie deschisă aici. Dar mă enervează pionul ăsta. Ce-ați mutat cu albul aici? Ups, nu-i bună mutarea. E apărat de damă și de cal, da? Dar ce-ați mutat? Încă o dată, eu cu alb am 2 bătăi, tur și cal, dar și el are 2 apărări, cal și damă. Deși pare ciudată la prima vedere, mai faceți o bătaie pe pionul ăla. Ținând cont că acest nebun este neapărat. Da, zic. Foarte bine. Nebun așa. Și fac a treia bătaie pe el. Și nu mai pot să-l apere a treia oară. Asta înseamnă că dacă nu bați tu, îți bat eu și te-am pupat pe portofel încă o dată. Îmi place expresia asta. Pentru că pionul meu va deveni ce fel de pion rar. Când dispare pionul ăsta, cum devine pionul ăsta? Liberă la mare, nu? Fără părinții pe cap. Da. Da? Și atunci negru trebuie să-l bat. Da, lui bate nebunul și a piesa înapoi și a intrat, cum se cheamă ăsta, porcușor pe linia 7. Care e visul oricărui porcușor alb? Să fie pe linia 7, să pape, bean. Da? Da. Și atunci negru aici îi joacă turne 7. Să știți că și turne 7, schimb de turnuri, tot este o mutare bună. Dar cum câștigă Capablanca aici în fanfară? Îndepărtarea apărător. De cine păzi pionul ăsta? De nu poți să-l bat cu calul. De cal. De cal. Îndepărtați calul. Zic. Nu te sfii de faptul că am, cum să dau eu un tur pe un cal, că pierd 2 puncte. Nu. Da. Că pe urmă ții imediat înapoi. Da. Deci, încă o dată, turnea pe de 8, da? Turnea pe de 8. Ce fel de curculiță este asta? Regală. Pentru că îți atacă toate cele 3 piese grele ale negrului. Dama și cele 2 turne. Da. Și practic aici... Bine, atacă dama. Să zicem că joci dama ce 8, îți iau turnul, îți iau și pionul ăsta, am 2 pioni în plus și liber. Și negru s-a gândit, îți ameni și turna 8, negru s-a gândit că este timpul să cedeze. Bun. Ultima mutare, Daniele, a negrului a fost E7, E6, încercând să enerveze pionul ăsta. Practic, sunt 3 bătăi pe pionul din pe 5, da? Pion, pion și prin rază X nebun. Deci el ar vrea chipurile să bată la E6 ia pe P5, E4 ia pe P5 și nebun ia pe P5. Ce ai jucat, Daniele, aici rostogolește și câștigă mai mult spațiu.
să rețineți un lucru. Spațiul de obicei, cu ce piese se obține de alegare? Cu pioni. Întotdeauna când împiși pionii în față și mai și ataci o piesă adversă, cum este cazul aici, piesa adversă trebuie să fugă, că ea zice, băi, tantalăule, tu nu faci decât un punct, eu aici fac trei puncte. Deci ăsta trebuie să mute cal, cal de cinci și acum mai împinge odată. Exact, și l-ai făcut pe ăsta, pateu. Pateu. Da? Și după damă H4, poziția negrului începe să scârție gros de tot, pentru că am tot felul de amenințări aici. Partida mai juca H5, nebun H6, turnă 8, cale 4 și poziția asta este... Dacă o pui pe calculator, zice că, deși armatele sunt egale, albul este câștigat. Da? Damă C7, azi. Hai să o vedeți până la capăt ce frumoasă este. Cal de 6, e atacat turnul și acum cal pe 7. Orică bați cu dama, orică bați cu regele, eu tot putarea următoare o fac. Deci a bătut cu regele, dar indiferent că bătea cu dama, tot cal de 5 jucam. Deci e 8-7. Zi ce mulți aici rare. Bună. Deci a bătut, a dat un 7. Rege E8? Pe 8? Da. Eu te-am mai bine, nu mă lasă, de ce? E mat. E mat? Nu. Nu e mat, dar trebuie să dea dama. Dar știi de ce te întrebai, nu? Pentru că nu prea ești atent. Deci singura posibilitate e să dai dama, dar asta nu mai e partidă, da? Bun. Lupta pentru centru. Acum vă arăt o super miniatură, adică foarte mică, în care veți vedea cum negru, datorită faptului că nu angrenează în lupta pentru centru pion, pierde o piesă, efectiv. Deci după D4, cal pe 6, toate sunt regulă și frumoase, cal pe 3, deci albul cred că vrea să joace zi Andreea, sistemul londonez, nu? Nebun pe 4, e 3, așa. Negru, normal, trebuie încă o dată să angreneze pionii în lupta aceasta pentru centru. Dar el este la început de drum și zice, dar de ce? Nu angrenez decât piese ușoare. Și joacă acest cal C6, care este cu inexactitate, pentru că albul imediat profită și zbană. Și după cal B4 zice, păi stai că ți-l atac pe ăsta de două și nu poți să-l apăr decât așa. Albul îi întinde și o cursă aici, îi joacă A3. Și negru zice, hă, păi am două bătăi, tantalăule, ți-l bat. Dar după, ia câți atenți aici, C4, un singur câmp ai pentru calul ăla, nu? Care e ăla? Cal B6. Aici nu poți că e nebunul, aici nu poți să spun nici calul, n-ai decât cal B6. Aici nu poți că ți-am jucat A3. C5, ăsta zice, nu pot să vin aici că mi-mi papă dama, înapoi nu pot. Dar vin înapoi. Și e 4. Și ai pierdut o figură. Da. Nu, Andreea? Da. N-ai unde să muți, nu poți decât să bați și ți-au calul. Într-adevăr, mi-ai luat și tu doi pion chipurile și. Dar după cal pe 6, damă de 4, una. Am avans material. Și nu este în final. Deci, dacă, de exemplu, arăți unui mare maestru o poziție de mijloc, în care unul dintre jucători are o piesă pe care adversarul său nu a luat decât doi pioni. Știți cum consideră marele maestru poziția aia? Că cel care a luat piesa are o piesă în plus. Pe el nu-l interesează pionii la adică în jocul de mijloc. Deci, că ai o piesă ușoară pe doi pioni, este într-un fel cât de cât rezonabil dacă ai fi în final. Dar dacă ești în jocul de mijloc, pur și simplu ai o piesă în mijloc. Da? Și cu asta... hai să mai facem încă o poziție. Câte mai mult, fratele meu. Că nici nu mai mi-aduc aminte. Nu, asta e. Bun. Stați așa. Și suntem cu negru la mutare, poziția asta este din, cred că, Indiana regelui, și negru e la mutare. La
Exact. Nu s-a luat absolut nimic. S-au făcut vreo 10-12 butelți, nu s-a luat nimic. Și negru este la lutare și planul lui de joc ar fi așa. Ia uitați-vă un pic. Normal, ăsta este planul de joc în Indiana Regelui. Să joc cale 8, F5 și pe mă cal F6. Și să încerc după F4, G5, H5 să mă arunc pe el pe planul regelui. Pentru că așa e, ca să spun așa, ideea în Indiana Regelui. Negru atacă pe planul regelui, albul atacă pe planul damei. Dar, în același timp, dumneavoastră trebuie neapărat să fiți atenți și la ce poate juca albul. Pentru că dacă albul joacă pe flancul damei, el evident este foarte clar pentru noi că următoarea mutare vrea să scape de acest cal de aici, care la adică împreună cu acest celălalt cal face presiune pe pionul din E4. Și la adică albul îți va juca B4. Cum opriți B4? Că dacă lăsați pe alb să joace B4, efectiv vă aruncă în spate și veți intra în lipsă de spate. Zi, Daniel. Pion A5. Pion A5, foarte bine. Și când joc K3, iar vreau să joc B4. Cum oprești B4? Aici trebuie să ții minte tot timpul, să-ți aduci aminte, nu să-ți ții minte, să-ți aduci aminte că din ce știi și de mutările speciale. Luata în pasant este mutare specială, dar nu trebuie să o treci deloc cu vederea. Deci, efectiv, aici cu negru joci A4. Acest pion a ajuns la A4, în niciun caz nu este o slăbiciune. Pentru că, deși albul are două bătăi pe el, eu cu negru am trei apărări. Cal, nebun și turn. Și mie îmi face acest cal foarte stabil pe câmpul C5. Deci, degeaba joci tu B4 acum, pentru că negru joacă în acest moment ce, Daniele? 3. A4 ia pe B3. Și am rămas cu un pion în plus, practic, și cu un căluț foarte... Că poți să bați? Nu, că îți bat la E4, nu la B3. Da. Ți-aș bate la E4, da? Și practic rămân cu un pion, indiferent că este în plus la B3, indiferent... De fapt nu rămân, că până la urmă cred că va juca pe 3 și până va pune lăbuța pe el, dar asta este o altă poveste, da? Bun, mersi pentru lecție.